care sunt 8 metode prin care poți face bani de acasă fără investiție. V-am mai spus despre 3 metode generale de a face bani de acasă în videoul acesta, însă în videoul de astăzi vreau să vă spun metode mai specifice despre cum poți să faci bani fără să investești absolut nimic. Prima metodă este aceea de a vinde produse digitale online. Poți face acest lucru pe Etsy, după cum v-am mai spus, să deschizi un magazin pe Etsy este complet gratuit, iar dacă vrei ca și listările primele 40 pe care le listezi să fie gratuite, ai un link în descriere care îți va da această ofertă. Prin produse digitale mă refer la template-uri pentru social media, diferite printuri, planere digitale și așa mai departe. Sunt o mulțime de produse digitale pe care le poți vinde pe Etsy și le poți vinde de acasă fără nicio investiție. Dacă depui efort în a crea aceste produse, în a crea o multitudine și desigur ați optimizat magazinul de Etsy așa cum trebuie, vei avea șanse foarte mari ca produsele tale să fie găsite în căutări și să faci bani din asta. A doua metodă este aceea de a vinde produse fizice în stil dropshipping sau print on demand. Am mai vorbit despre asta într-un video pe care l-am făcut în colaborare cu Printify, îl aveți chiar aici, unde vă învăț pas cu pas cum să cauți ce se vinde pe Etsy în materie de aceste produse, cum să-ți alegi produsele pe Printify, cum să-ți creezi un design în Canva și să-l pui pe acele produse în Printify, ca mai apoi să listezi aceste produse pe Etsy și să ai vânzări. Aceasta este o altă metodă pe care o poți folosi să faci bani fără investiție, dar te rog să urmărești tot tutorialul de mai jos ca să știi exact cum se folosește această platformă și ce trebuie să faci. A treia metodă despre care nu am mai vorbit pe canalul meu până acum este aceea de a avea un site cu recomandări de produse sau cu oferte de produse. Aceasta este o idee care necesită muncă ca toate celelalte, dar este o idee foarte creativă dacă îți place să urmărești astfel de oferte online și să oferi clienților cele mai bune coduri de reducere. Cum funcționează acest lucru? Practic, tu îți deschizi un site, dar întâi te înscrii ca afiliat la mai multe programe ale unor companii. De exemplu, vrei să ai un site unde promovezi produse de beauty sau găsești anumite oferte pentru produsele acelea de beauty pe care să le promovezi. Ca să faci acest lucru, va trebui întâi să te înscrii la programe de afiliere ale unor astfel de companii, iar mai apoi să oferi acele cupoane de reducere, să urmărești când au aceștia reduceri și să-ți creezi link-uri unice prin care promovezi aceste produse. Iar apoi, când lumea vine pe site-ul tău să găsească un cod de reducere, să folosească un anumit cupon sau pur și simplu să știe atunci când acel site are reduceri, vor da click întâi pe link-ul tău să meargă să cumpere ceva de acolo. Acele vânzări vor fi monitorizate, iar tu, pentru că cineva a apăsat prin link-ul tău și s-a dus să cumpere, vei primi un comision. Este exact aceeași metodă prin care funcționează orice program de afiliere, însă pentru că tu ai un site numai cu astfel de produse și numai cu astfel de oferte și poți face asta în orice categorie, vânzările tale de afiliat vor fi mai mari. A patra metodă este aceea de a vinde servicii online pe Fiverr sau Upwork. Aici din nou îți poți deschide un cont fără nicio investiție și să vinzi servicii de la design interior, la cântat, la social media marketing, la desen și așa mai departe. Dacă vrei să știi exact cum să-ți deschizi un profil pe Fiverr și să faci bani ca freelancer online, ai mai multe tutoriale în playlistul din descriere unde intru mai detaliat și vorbesc despre aceste lucruri. O altă metodă de a face bani de acasă fără investiții este aceea de a crea cursuri online pe Udemy sau Skillshare, de exemplu. Pe aceste platforme poți crea mini-cursuri sau cursuri mai mari unde poți învăța diferite skill-uri pe care tu le ai și să le pui în format video. Poți fi plătit pe numărul de vizualizări pe care le faci sau pe cursurile pe care le vinzi, desigur după ce platforma își ia comisionul ei. Următoarea metodă este aceea de creator de conținut. Aici poți crea conținut pe Instagram, pe Pinterest, poți crea conținut pe blogul tău scriind articole, pe YouTube sau chiar și TikTok. Dacă tu crești o audiență dedicată, poți face bani din mai multe metode. Poți face bani din reclame, poți face bani din colaborări cu diferite branduri, din marketing afiliat sau prin vânzarea de produse unice pe care le creezi tu pentru audiența ta, fie ele fizice sau digitale. Un exemplu de produs fizic poate fi merch-uri sau diferite haine pe care le vinzi online cu designurile tale unice care se referă la tine și la audiența ta. Următoarea metodă este aceea de a scrie diferite e-books sau cărți pe care apoi să le vinzi pe Amazon sau alte platforme de cărți online. Aceste platforme îți printează automat cartea atunci când tu ai o vânzare și o trimit clientul. După aceea tu vei rămâne cu comisionul tău după ce platforma și-a luat comisionul ei, precum și costurile producției cărți. Aici va trebui să le și promovezi pe propriul site și să faci o promovare mai detaliată, fie pe Amazon, dacă vrei să vinzi acolo, fie pe alte platforme. Iar ultima metodă este aceea de a fi designer sau artist.
artist online. Pe lângă faptul că îți poți vinde graficele tale sau diferite printuri pe care le faci, pe care oamenii și le pot pune pe tricouri sau le pot printa să și le pună în casă, în tablouri, tu poți oferi și servicii prin această metodă, servicii personalizate de desen, pictură și așa mai departe. Arta ta o poți vinde apoi pe site-ul propriu sau pe Etsy dacă nu vrei să faci nicio investiție în acest sens. Ca și designer, dacă te pricepi și la graphic design, poți oferi astfel de servicii pentru oameni cu afaceri, să le creezi diferite grafice pe site, bannere, template-uri pentru social media și așa mai departe. Deci acestea sunt o metodă prin care poți face bani de acasă, fără nicio investiție. Dacă v-a plăcut acest video și v-a ajutat, nu uitați să-i dați un like și să vă abonați mai jos pentru astfel de videouri săptămânal. Mă puteți urmări și pe Instagram, la Lidia Săvuică, unde îmi puteți pune și orice întrebări aveți. Mulțumesc mult de vizionare și ne vedem în videoclipul următor!